întreaga sfântă și dumnezeiască liturghie care o trăim nu este altceva decât, până la urmă, o cântare înălțătoare a milosteniei și a milostivirii. De altfel, cuvântul cel mai des folosit în Sfânta Liturghie este cuvântul milă și milostenie. Dacă unii curioși au și numărat acest cuvânt, să vadă de câte ori în Sfânta Liturghie este cuvântul milă, milostenie sau miluiește, că noi spunem Doamne, miluiește. Mai mult de 100 de ori apare acest cuvânt și derivatele lui în Sfânta și Dumnezeiască Liturghie.